Rezultate excelente pentru România la Europeanul de Canotaj. Sportivii din țara noastră au urcat pe podium în total de 5 ori. Au fost premiați cu două medalii de aur și trei de argint. Anina Elena Beleagă a adus României prima medalie la campionatele europene de canotaj, după ce a câștigat argintul în proba de simplu vâsle feminin. Al doilea premiu a venit la proba feminină de dublu rame, care a fost câștigată de Adriana Ailincăi și Iuliana Buhuș. După cele două decorații la probele feminine, a venit și rândul băieților să urce pe podiumul italian. Echipajul format din Mihaiță Vasile Țigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ștefan Constantin Berariu și Cosmin Pascari s-a clasat pe poziția a doua în cursa de patru rame masculin. Cele mai importante rezultate ale României au fost înregistrate la probele feminine de dublu vâsle și de 8 plus 1. Prima medalie de aur a venit de la sportivele Nicoleta Ancuța Bodnar și Simona Gianina Radiș, care au ieșit învingătoare la dublu vâsle. Asta după ce și anul trecut au câștigat primul loc la aceeași probă. Apoi, pe podium la proba de 8 plus 1 a urcat echipa României cu medalia de aur la competiția care a avut loc în orașul italian Varese.